La ultima ședință a Consiliului Local Alexandria, aroganța consilierului liberal Gabriel Bulumac atinge cote alarmante, după ce a monopolizat dezbaterile pe marginea proiectelor aflate pe ordinea de zi, multe fără legătură cu subiectul sau competența Consiliului. Gabriel Bulumac s-a erijat în apărătorul unei petiționare care pretinde un teren pe care în mod legal Consiliul Local nu îl poate acorda. Atenționat de edilul municipiului să nu abordeze acest subiect pentru că nu intră în competență Consiliului, Gabriel Bulumac invocă puterea divină pe care o conferă statutul de mic Dumnezeu. Am vrut să vă spun dumneavoastră să nu abordați, să reiterez ce a spus domnul secretar. Eu permit să abordez. Că nu intră în competența dumneavoastră. Bineînțeles, da, dumneavoastră normal că pot să abordez orice subiect și cred eu că îmi permit eu o chestie. Dar în cadrul personală, legal să fie. Poftiți? Dacă facem iar ca cealma politică în Consiliul Local, această instituție să duc și o nuanță politică, pentru voie, că mi se dumneavoastră pare aveți voie că să faceți orice, domne, vi se permite orice de la Dumnezeu, probabil. Se permite să dacă sunt orice. Iubit de Dumnezeu, ce să fac? La Alexandria, cel puțin la nivelul Consiliului Local, divergențele de opinie și abordare dintre PSD și PNL sunt de notorietate, semn că alianța stă pe un butoi de pulbere care va exploda foarte curând în campania electorală.